dragilor, bine ați revenit la Dialog Cristic. În această seară vorbim despre rugăciune. Ce este rugăciunea, cum se manifestă ea, care este modul eficient de a ne ruga și care sunt piedicile în rugăciune. O să vorbim în această seară cu pastorul Ghiță Stanciu. Bine ați venit alături de noi. Vă mulțumesc de invitație. Aș vrea să înțelegem ce este rugăciunea în primul rând, pentru că e important să înțelegem de ce ne rugăm. Amin. Să ne ajute Domnul să înțelegem și mai mult decât să înțelegem, să practicăm rugăciunea. Poate pentru început este necesar să definim rugăciunea. Credincioșii din cele mai vechi timpuri au știut și au știut din Scripturi că rugăciunea este cheia care deschide cerul. O altă definiție pe care putem să o dăm este că rugăciunea este mijlocul de comunicare cu Dumnezeu. De asemenea, s-a mai spus că rugăciunea este un generator de putere și aceasta datorită faptului că Iisus în grădina Ghețiman în două rânduri a spus ucenicilor: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugăciunea este mărturisirea neputinței noastre și altora înaintea ochilor iubitori a Tatălui nostru Ceresc, care aude, știe, vede și răspunde rugăciunii. Rugăciunea este nevoia noastră a tuturor, a celui nou convertit ca și lucrătorului creștin. Bună oară, ucenicii Domnului, observându-L pe Domnul Iisus cum se roagă, se ruga diferit de ei, în Luca capitolul 11, versetul 1, îi cer, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus îi învață rugăciunea. Primii creștini au avut această practică a rugăciunii. În Fapte capitolul 2, după ce 3.000 de suflete se adaug la Domnul, cuvântul Domnului spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Era nevoia pe care fiecare nou convertit o realiza. La fel ne putem gândi și îl putem privi pe Apostolul Pavel după convertire. Când Anania este trimis în Damas pe ulița care se cheamă Dreaptă, în casa unui om numit Iuda, semnul distinctiv al faptului că acest împotrivitor, prigonitor al bisericii, este de acum credincios, Duhul Domnului a spus la Anania ca semn: du-te, el se roagă. Conchidem că rugăciunea este nevoia fiecăruia dintre noi. Ea nu este cenușăreasa bisericii, ea nu poate fi înlocuită astăzi nici cu cântare, nici cu predicare, cu nimic altceva, deși modern pare să fie că trebuie înlocuită rugăciunea cât mai scurtă și în biserică și acasă și pretutindeni. Dar nu este așa. Așadar, nu putem înlocui rugăciunea? Nici de cum. Dar cum facem ca rugăciunea noastră să fie eficientă? Pentru că de multe ori ne rugăm și avem senzația că Dumnezeu nu ne ascultă, că rugăciunea noastră se oprește undeva în încăpere și nu ajunge până la Dumnezeu. Da, avem nevoie să învățăm rugăciunea. Ucenicii, măcar că știau de la Ioan Botezătorul și din Sfintele Scripturi că trebuie să se roage și se rugau, însă l-au văzut pe Iisus rugându-se într-un alt mod, cu multă pasiune, și răspunsurile rugăciunilor Domnului Iisus erau evidente. De aceea aș spune că este important să învățăm cum să ne rugăm și să învățăm direct de la sursă, de la Domnul Iisus. Și aș menționa aici două feluri în care Iisus învață pe credincios rugăciunea. În primul rând menționez învățătura Domnului Iisus, teoria rugăciunii, și aici am să menționez trei pilde. Iar în al doilea rând, practica rugăciunii. Iisus nu numai ne-a învățat pe noi să ne rugăm, ci îl surprindem în toate evangheliile ca fiind un om al rugăciunii. Iisus, spuneam că ne-a învățat rugăciunea în Luca, în capitolul 11, în acea pildă cu prietenul de la miezul nopții. Prietenul, surprins de vizita unui amic, merge la vecinul său și îi cere pâini. Ideea de aici este următoarea.
nu ne putem descurca singuri. Sunt nevoi pe care nu le putem împlini singuri și avem nevoie să mergem la sursă. Și rugăciunea ne duce la sursă. O a doua pildă în care Domnul Iisus vorbește în spații largi despre rugăciune este Luca, capitolul 18, de la versetul 1 în jos, unde începutul acestei pilde este următorul. Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și toată pilda aceea cu judecătorul nedrept ne învață perseverența în rugăciune. Să nu renunțăm după prima rugăciune. Aici poate că cei mai mulți dintre noi ne oprim. Am cerut odată Domnului și ne-a resemnat. Nu, Iisus ne învață să stăruim în rugăciune pentru că El nu este ca judecătorul nedrept. O a treia pildă, pilda vameșului și a fariseului. Aici, în această pildă, care privește tot rugăciunea, amândoi s-au îndreptat cu rugăciune spre Domnul, aceștia sunt primiți diferit de Dumnezeu datorită atitudinii inimii lor. Unul era mândru și arogant și se lăuda înaintea lui Dumnezeu cu faptele lui, pe când celălalt se bătea în piept, nu îndrăznea să-și ridice ochii spre Dumnezeu și a fost primit datorită acestei atitudini deosebite. Apoi vin la cel de-al doilea mod în care Domnul Iisus ne învață rugăciunea, și anume practica sa. Evanghelia după Luca merită studiat având acest scop. Am făcut aceasta în tinerețea mea și m-a surprins cât de des Domnul este în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. În Luca 3:21, după botezul lui, spune: pe când se ruga, Duhul Sfânt s-a pogorât, și apoi îl găsim adeseori fie noaptea târziu, pentru noapte întreagă rugându-se, fie în zorii zilei, fie seara târziu, fie în pustiu, fie în vreo casă sau în grădină, îl găsim mereu și mereu rugându-se. De aici sublinierea atât de necesară când vorbim: Doamne, învață-ne să rugăm, Doamne, vrem să ne rugăm în așa fel încât Tu să ne poți asculta. E nevoie să avem un timp zilnic de rugăciune? E nevoie să avem un loc al nostru, personal, de rugăciune? Iisus, oriunde era, avea un loc al rugăciunii. Și de asemenea este nevoie să deprindem un obicei, pentru că despre Domnul Iisus citim în Evanghelia după Luca că El ca de obicei s-a dus în grădină să se roage. Așadar, pentru o rugăciune eficientă, în primul rând trebuie să perseverăm, trebuie să cerem lui Dumnezeu cu stăruință, să nu ne oprim după ce ne rugăm o singură dată și nu primim răspuns. Și o rugăciune eficientă cere formarea unui obicei. Să vorbim cu Dumnezeu de obicei, nu doar în situații ocazional, grele. Ocazional, da. Exact, dar nu doar ocazional. Și totuși am amintit despre niște piedici. Ce piedici avem în rugăciune? În Sfintele Scripturi găsim, eu am să mă refer doar la trei dintre aceste piedici. Atunci când ne rugăm, ar trebui să îndeplinim câteva condiții, și anume, prima, să ne asigurăm că nu există între noi și Dumnezeu niciun fel de piedică, și anume, dacă nu ne osândește inima, spune Ioan, în 1 Ioan capitolul 3, versetul 21, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice am cere, primim. Aceasta este o primă condiție. Apoi o a doua condiție pe care tot el o sublinează în 1 Ioan capitolul 5, versetul 14, este următoarea. Îndrăzneala pe care o avem la Tatăl, spune el, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Deci prima condiție este să nu fie între noi și Dumnezeu nimic ca să ne poată asculta. O a doua condiție este ca ceea ce cerem să cerem după voia Lui. De aici importanța mare a citirii cuvântului, a cunoașterii cuvântului Dumnezeu, pentru că și rugăciunea vine ca urmare firească, naturală a cunoașterii cuvântului Dumnezeu. Și o a treia condiție este să cerem de la Dumnezeu, dar să cerem cu credință. Așa cum spune Matei 21:22, tot ce veți cere cu credință în rugăciune veți primi. Zic să intrăm în această școală a rugăciunii grabnic, îndeplinind aceste condiții, pentru că tot Domnul Iisus ne-a dat o pildă în care ne-a învățat că un om a intrat prea târziu în această școală a rugăciunii și a început să se roage după ce a trecut din viața aceasta. Și ne amintim ce spune în pilda bogatului nemilosiv: el s-a rugat, dar rugăciunea lui n-a mai fost primită nici pentru sine, nici pentru semenii săi, respectiv cei din casa lui. I-am spus câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinim ca rugăciunea noastră să fie ascultată de Dumnezeu. Totuși, mă întorc la piedici.
În afară de a ne osândi inima noastră, există și alte piedici pe care le putem întâmpina în rugăciune, adică care împiedică rugăciunea noastră să ajungă la Dumnezeu? Pot exista piedici puse de diavolul. De aceea cuvântul Domnului spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Dacă păcatul a fost dat la o parte, pot fi piedici. Bunoară Daniel, care s-a rugat Domnului și mesajul a venit prompt, însă el află mai târziu că a fost împiedicat răspunsul rugăciunii undeva în văzduh de Domnul Puterii Văzduhului. Deci rugăciunea este și o luptă spirituală, de aceea noi trebuie să insistăm. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să nu ne descurajăm, trebuie să perseverăm așa cum spuneam. Așadar, există anumite piedici pe care le putem întâmpina, dar pe care dacă perseverăm, dacă stăruim în rugăciune, le putem înlătura. Și cred că viața noastră, în primul rând, este un motiv bun ca Dumnezeu să ne asculte sau nu, pentru că găsim în Scriptură de foarte multe ori că Dumnezeu a ascultat pe unii oameni care se rugau din pricina faptului că ei aveau un anumit fel de a trăi. Și găsim totodată oameni care n-au fost ascultați pentru că viața lor era o viață de păcat, o viață în care Dumnezeu nu își avea locul. Și pentru că ne apropiem de încheiere, aș vrea să adresați încurajarea celor care se roagă de ceva timp, poate n-au primit răspuns, încă așteaptă și vor să renunțe la a se ruga pentru diferite motive sau chiar pentru aceia care nu găsesc putere să se mai roage. Ispita de a renunța a fost anticipată de Domnul Iisus în învățătura sa. El știe că trebuie să perseverăm, de aceea ne-a și încurajat să nu renunțăm. De asemenea, un mijloc de încurajare a noastră vine tot din Scriptură atunci când citim în Romani capitolul 8, unde Apostolul Pavel spune: însuși Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul mijlocește cu suspine negreite când noi ne rugăm lui Dumnezeu. De asemenea, Evrei 7:26 spune că Mântuitorul stă la dreapta lui Dumnezeu acolo și mijlocește pururi. Așadar, nu înceta să te rogi, să mijlocești pentru cauzele pe care le ai pe inimă, pentru nevoile zilnice și pentru lucrarea lui Dumnezeu, întrucât Duhul mijlocește și de asemenea și Domnul Iisus este mijlocire alături de noi. Mulțumesc că ne-ați încurajat să ne rugăm, că ne-ați explicat ce este rugăciunea și cum putem să depășim piedicile pe care le întâmpinăm atunci când ne rugăm. Să ne ajute Dumnezeu! Amin! Și vouă vă mulțumesc că ați rămas până la final și până data viitoare nu uitați să vă rugați cu stăruință pentru că răspunsul vine din partea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați și rugați-vă în continuare. Amin.